Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobița și Buburuza, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Omul de zăpadă. Într-o dimineață rece de iarnă, Bobiță, băiatul Melc, bătu vesel la ușa lui Buburuză. Vino cu mine la săniuș! Buburuză și-a luat haina de iarnă, căciulița, fularul și-a pus mănușile și-au pornit. Fetița mămăruță s-a așezat pe sanie, iar Melcul trăgea tare. În curând nisoarea se opri, Bobiță și Buburuză savurau soarele de iarnă, alunecau pe dealuri domoale și versanți abrupți. Uite ce om de zăpadă frumos, zise Bobiță. Ne izbim de el! Se îngrijoră Buburuză, dar fusese prea târziu. Sania se izbi direct de omul de zăpadă care stătea la poalele dealului. Nu te-ai lovit? O întrebă Bobiță pe Buburuză. Eu nu, dar cred că am distrus omul de zăpadă. Păi da, omul de zăpadă s-a răsturnat, a constatat Bobiță. Am să-i mănânc nasul făcut din morcov. Să facem bulgări de zăpadă din omul de zăpadă, zise Buburuză. Bobiță și Buburuză au început vesel să facă bulgări de zăpadă. Curând din omul de zăpadă n-a mai rămas nimic. La un moment dat i-a salutat Baltazar, băiatul Albină. Bobiță și Buburuză l-au întrebat voioși: te joci cu noi cu bulgări de zăpadă? Acum n-am timp, am adus o pălărie și un fular omului de zăpadă pe care l-am făcut ieri. Nu l-ați văzut pe undeva? Bobiță și Buburuză s-au privit speriați. Aoleu, șopti Bobiță, Baltazar sigur caută omul de zăpadă de care ne-am izbit noi. N-au îndrăznit să-i spună lui Baltazar că au răsturnat omul de zăpadă. Nu, noi n-am văzut niciun om de zăpadă. Niciunde nu-mi găsesc omul de zăpadă, începu Baltazar să plângă. Lui Bobiță și lui Buburuză i s-a făcut milă de albinuță. Nu fi trist, zise într-un târziu Bobiță. Mai bine să facem un alt om de zăpadă. Bine, zise Baltazar sughițând. Buburuză a făcut partea de jos pe cea mai mare. Partea din mijloc, burtica omului de zăpadă, a făcut-o Baltazar. Partea cea mică a realizat-o Bobiță. Aceea a devenit capul omului de zăpadă. Buburuză l-a ridicat pe Bobiță, iar el a pus la loc capul omului de zăpadă. După ce au terminat omul de zăpadă, Baltazar în sfârșit i-a putut lega la gât fularul cu dungi. Dintr-o săritură, Bobiță îi puse omului de zăpadă pe cap oala roșie. Ce frumos e omul de zăpadă, zise Baltazar. Adevărul e altul, prietene, zise Bobiță cu regret. Noi ți-am distrus omul de zăpadă, din greșeală ne-am izbit de el, te superi. A, voi ați fost? Întrebă albinuța. Dar apoi i-a iertat repede pe Bobiță și pe Buburuză. Acest om de zăpadă e mai frumos decât cel dinainte, zise el. Să mergem cu toții să ne dăm cu săniuța pe deal în jos. Cei trei prieteni s-au dat cu sania pe povârnișurile abrupte ale muntelui până seara târziu. Cum aveau mare grijă de noul om de zăpadă. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu.
Castelul de nisip. Într-o caldă zi de vară, Bobiță, Buburuză, Gombi și Baltazar s-au îmbrăcat în costumele de baie, și-au căutat gălețile și-au pornit pe insula de nisip pentru a construi o cetate de nisip. Priviți! Un pepene uriaș! A strigat deodată Baltazar. Să-l ducem cu noi! A cerut Bobiță. Îl mâncăm la sfârșitul zilei. Bine, să-l ducem! A fost de acord Buburuză. Bobiță, Buburuză, Baltazar și Gombi au rostogolit cu grijă uriașul pepene. Dar când au ajuns sus pe deal, pepenele a pornit în jos pe pantă. Să-l prindem! Să-l oprim! A strigat speriată Buburuză. Gombi a sărit pe pepene. A încercat să oprească fructul ce se rostogolea, dar n-a reușit. I-au alunecat picioarele și a căzut. Iar pepenele se rostogolea mai departe. Toți fugeau după pepene cât îi țineau picioarele, dar pepenele era mai rapid. Când a ajuns la poalele dealului, s-a lovit de o piatră și s-a spart în bucăți. S-a spart, pepenele! Se supără Buburuză. Oh, pepenele! Se supără și Baltazar. De ce sunteți supărați? Mai bine să-l mâncăm! A propus veselă Gâzuța Florilor. Cei patru prieteni s-au așezat în jurul pepenelui și au început să mănânce. Au mâncat din fructul roșu și dulce până li s-au umplut stomăcelele. Să ne grăbim pe insula de nisip! Nu ne mai rămâne timp să construim castelul! A strigat repede fetița Mămăruță. Așteaptă, Buburuză! Vin și eu cu tine! A spus Baltazar. Și eu! A spus Gombi. Dar eu nu știu să zbor! Pe mine mă lăsați aici? A întrebat Bobiță plângând. Știu cum facem! Construim vaporașe din coaja pepenelui. Așa vom ajunge repede pe insulă și poate să vină și Bobiță! A propus Baltazar. Au ales patru coși de pepene. Una pentru Bobiță, una pentru Buburuză, una pentru Baltazar și una pentru Gombi. Au făcut catargul din crengi, iar vela din frunze. Când au terminat, le-au pus pe apă, iar vântul i-a dus repede spre insula de nisip. Ura! Navigăm! A strigat fericit Bobiță. În curând au ajuns la insula de nisip și au ieșit toți pe mal. Ia priviți! Vine cineva și are și o găleată! Și chiar au zărit pe malul nisipos o gâză micuță veselă. Buburuză a întrebat. Cine ești tu? Sunt Huba, gândacul nisipului. Trăiesc aici pe insula de nisip și voi construi un castel mare din nisip. Chiar? A întrebat Baltazar. Putem să construim și noi cu tine? Sigur, veniți, să ne apucăm de lucru, a spus Huba. Au construit un castel mare de nisip. Au săpat tunele, au construit turnuri și au făcut uși. Mai lipsește un steag pe acest turn, a spus Buburuză. L-a desenat pe Huba pe o frunză și l-a pus pe turnul castelului. Vai, acum acesta este castelul meu, a strigat entuziasmat Huba. Când a început să se întunece, locuitorii pădurii și-au luat rămas bun de la Huba și-au pornit înspre casă. Somn ușor, apărător al castelului, a strigat Buburuză. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Ouăle de Paști. A sosit Paștele. Fulgușor, fetița fluturaș, Lili, gâza trandafirului, Săltăreața, fetița lăcustă și Adiere, libelula, au venit la Buburuză să vopsească ouăle de Paști.
Câte ouă trebuie să vopsim? Întrebă Lili. Ia să vedem, Bobiță sigur vine mâine la stropit, dar va veni și Baltazar și Vendel și Dima și desigur Biluță, Alfons și Melcul Ciobă. Deci trebuie să vopsim 7 ouă, să ne apucăm de treabă. Sunt frumoase! Mâine băieții se vor bucura, sunt sigură! Constată Fulgușor. E timpul să pornesc spre casă. Mâine mă trezesc de vreme, voi face clătite și îi voi aștepta pe musafir cu ele. Zise Fulgușor. Eu voi pregăti păgăcele, spuse Lili. Iar eu strudele, adăugă Buburuză și le conduse pe fete la ușă. A doua zi fetele s-au trezit de vreme. Fulgușor a fugit în bucătărie și a legat șorțul și a început să prepare aluatul pentru plăcinte. Lili și-a legat șorțul și ea și-a început să frământe pogăcele. Buburuza a întins aluatul de strudel, adiere, a pregătit o ruladă de pișcot și săltăreața s-a trezit plină de emoții. Băieții nu se trezesc de vreme, mai am timp să prepar o tartă cu mere. Și-a pus un coș plin cu mere pe masă, dar vai, coșul s-a clătinat, merele s-au rostogolit răsturnând de pe masă și tava plină cu ouăle de Paști. Toate ouăle s-au spart. Vai, ouăle de Paști! Acum ce mă fac? Ce le dau musafirilor? A fugit disperată la Buburuză. Buburuză, s-au spart toate ouăle mele de Paști, toate cele 7, ajută-mă! N-am timp, fac o prăjitură, dar mi-au rămas 2 ouă nevopsite, ți le dau. Vopsește-le repede și vei fi gata până vin băieții. Lili, ouăle mele s-au spart în bucăți, pot să mă ajuți? Nu pot, bogăcelele mele se coc la cuptor. Îți dau aceste 3 ouă albe, mai ai timp să le vopsești. Fulgușor, ajută-mă, trebuie să vopsesc alte ouă, celelalte s-au spart. S-au spart toate? Îmi pare rău, săltăreață, dar acum nu mă pot duce cu tine. Plăcintele mele s-ar arde. Uite 2 ouă nevopsite, ți le dau. Adiere, am dat de belea, s-au spart ouăle pe care le-am vopsit ieri. Te rog, ajută-mă, singură nu pot să vopsesc alte 7 ouă. Nu mai am timp, se văicări săltăreața. Știu cine te poate ajuta, hai după mine. Au fugit prin pădure și s-au oprit la peșteră. În clipa următoare, de acolo a ieșit Păianjenul. Păianjen, drag, trebuie să ne ajuți, a spus Adiere. Săltăreții i s-au spart ouăle de Paști, acum trebuie să vopsească alte 7 ouă. N-avem mult timp, imediat vin băieții la stropit. Trebuie să fie gata până atunci. În ordine, a mormăit Păianjenul. Mulțumesc, ești foarte amabil, i-a spus săltăreața și și-a luat rămas bun de la Adiere. Săltăreața a pregătit pensule și vopsele și împreună cu Păianjenul s-au apucat de treabă. Păianjenul putea să vopsească 3 ouă deodată. Suntem gata, zise săltăreața fericită. I-a mulțumit Păianjenului pentru ajutor și a aranjat ouăle pe tavă. În clipa aceea a bătut cineva la ușă. Săltăreața a deschis, iar cei 7 băieți au început să recite poezia pentru stropit. Pe fata asta o stropesc, de-mi dă un ou, spun mulțumesc. Toți 7 au stropit-o pe săltăreață. Fetița lăcustă le-a întins cu mândrie tava, iar băieții și-au ales câte un ou vopsit. Din păcate prăjitură nu am, le-a spus săltăreața rușinoasă și le-a povestit cele întâmplate. Nu-ți face griji, au râs băieții. La Buburuză am mâncat strudele, la Lili pogăcele, la Fulgușor plăcinte, iar la Adiere pișcot. Nici măcar o îmbucătură nu ne-ar mai încăpea în burtică, au spus băieții râzând.